Elevii școlii numărul 5 din municipiu și-au dorit ca anul acesta să le ofere celor ce le-au dat viață, dar și cadrelor didactice, cu ocazia zilei de 8 martie, un altfel de cadou. Încă de dimineață, sala de împrumut a bibliotecii județene a devenit neîncăpătoare pentru micii artiști care s-au întrecut în tehnica quilling și origami pentru a confecționa mărțișoare și felicitări. Avem un atelier de creație, origami și quilling, pe care îl organizăm aproape lunar la școala noastră, numărul 5, și l-am venit să-l promovăm și la Biblioteca Județeană și celorlalți. Cei 35 de elevi au fost îndrumați de colegilor mai mari care au deprins deja această tehnică nouă de a lucra cu hârtia. Chiar dacă pentru ei ceea ce au lucrat astăzi a fost un lucru nou, micuții spun că nu se vor opri aici și că vor continua să le ofere mamelor lor astfel de cadouri și cu alte ocazii. Ce faci aici? Fac o felicitare pentru mamei. De cât timp ai început să faci quilling? N-am început de mult timp. Ești la prima felicitare? Da. Și cum crezi că va ieși? Frumoasă. O felicitare. La ce model te-ai gândit? La o floricică. Eu fac o felicitare. La ce te-ai gândit? Eu m-am gândit să fac o floricică. De cât timp faci și de cât timp lucrezi la ea? De 10 minute. În mai puțin de o oră, micii artiști au finalizat lucrările, mândri de ceea ce au realizat și bucuroși că vor dărui mamelor cu drag un cadou confecționat chiar de ei.